mai și alte atribuții, nu numai aproape. Domnilor consilieri, bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 39, aliniatul 1, din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată și cu modificări și completările ulterioare din dispoziția primarului Comunei Zemeș, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru. Bună ziua! Din data de 25.11.2016 la ora 12. Ați primit toată lumea convocatorul, știți ordinea de zi, de asemenea ați primit și procesele verbale, procesul verbal care ați avut timp să-l luați la cunoștință în ședința care a fost, dacă s-au prins probleme care le-a ridicat sau nu. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? De asemenea, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? S-a supunat ordinea de zi. Trecem la primul punct din ordinea zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute în legea 227/2015 privind codul fiscal aplicabile din anul 2017, inițiator prin actul Roțe Răzvan. Este vorba de AST-uri, mai pe scurt. S-a făcut procedura de scoatere la dezbatere publică încă din data din 3.10.2016. Nu au fost primite niciun fel de propuneri față de proiectul de hotărâri propus de autoritatea executivă. De asemenea, este obținută și hotărârea Consiliului Județean de avizare pentru tarife de utilizare a drumurilor de internet local stătut pe raza Comunei Zemeș și avizul este favorabil. Aveți în anexii sumele, modelele de cereri. Dacă nu mai sunt probleme, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare și a documentației tehnice în vederea realizării branșamentului la energie electrică, a obiectivului de investiții bloc de locuințe de necesitate și sociale, Comuna Zemeș, județul Bacău, inițiator primar Răzvan Cudorse. S-a finalizat proiectul. Știu, nu știu, discutam la ședința anterioară. Ședința trecută. Cu precizarea că vor fi luați din excedent. O să fie completat proiectul de hotărâri. Sunt probleme ceva? O modificare din primar de la de la stadion la știu, am duce în excedent și din excedent de loc pentru... Da. Nu sunt probleme, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind alocarea aprobarea sistării lucrărilor la obiectivul de investiții, amenajare aleii pietonale și împrejmuire construcții administrative și social-culturale de stiat sportiv și teren aferent. Inițiator primar Tudor Serăzvan. Da, valoarea era de 11.000 de lei, cum a spus și doamna secretară, se ia de aici, merg în excedent și după aceea merg la reformatare. Da. Ați înțeles, nu? Da. Să leagă una cu ceva. Da? Probleme? Și banii veneau de aici. Dacă nu sunt probleme, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de vot, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind alocarea de resurse financiare în vederea execuției lucrării de colmatare pârâu Canuș, zona Munteanu Grosu al Lupoaiei, Comuna Zemeș, județul Bacău, inițiator viceprimar Minculescu Viorel. Valoarea este de 8.600 de lei. Banii ăștia au rămas de la comatare baraj, au rămas 9.918 lei, loc 8.600 pentru de comatare și 1.000 de lei pentru caietul de sarcini la cealaltă. Ne mai rămân din 9.918, ne mai rămân vreo 1.000 și ceva.
Da, probleme nu. De ce nu mergem până mai jos de colmatarea pârâului? Pentru că ați avans în drumul meu. Am înțeles, domnul primar, dar considerăm că situația este și chiar în curba aia, cum îi spune, la Ilioaie, sau cum îi spune, exact cum îi bate pârâul. Da, domnul consilier, dar situația asta e de mulți ani, generată de mulți ani. Am înțeles, am fost doar o simplu întrebare. Dacă ai fost atent, ai văzut că s-au luat bani, au rămas bani de la deformatare. 9.918 lei au rămas la deformatare baraj. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactici și a personalului didactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Ștefan cel Mare Zeneș pentru luna octombrie 2016. Inițiator primar Tudose Răzvan. Mecanici și la birou. Asta știți că trebuie să aprobăm. Da. Să aprobăm, nu e nicio fel de probleme. Nu? Asta sunt banii lor care trebuie să le dăm și cu asta. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc pe unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru decolmatarea pârâului și subtraversare de la locuința Sforțanul la locuința Comănescu, Comuna Zemeș, inițiator primar Tudose Răzvan. Valoare 1.000 lei. Cine-i consilier de zona? Eu, dar e vorba de la pasarelă, de la Vali. Până sunt la Sforțanul. Știu situația, am fost acolo, am discutat problema la pârâul Canoșului. Eu, fiindcă a ridicat o problemă Romeo, eu am fost acolo. Mai acută treaba este de la Prohozescu la Vale. Că ăștia aici la deal șanțul betonat, adică e bătut stâns de fier, e cu cât de cât consolidat. Peste tot. Acolo s-a răsturat o căruță și un buldozer. Dar la Vale e mai, treaba mai gravă. Problema e cam tot pârâul ăla, să știți. Tot, e cam tot. Mai grav este ăsta în locul. Supun la vot cine este pentru. Le-am luat în evidență, știm ce-i vot. Împotrivă, abțineri, nu ne-am dat cât doamna secretară. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat și acordul înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea OADZ, Comuna Zemeș, inițiator primar Tudose Răzvan. Este vorba de terenul de la Gazi. Care a fost... Și vrem să-l intabulăm și să constituim dreptul de proprietate în favoarea comunității. În spatele stației din gaze. Lângă... Unde a fost secția gazii complet sfatului? Deci nu exact nu a fost sonda 6 stați loc. Dar grădirea nu i-a luat. Am luat dintre autoria. Nu, e vorba de teren. Teren. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Există aviz favorabil pentru abandonarea sondei 6 Taslău? Dar este tot sondă acolo cu terenul ăla? Da, este exact cu terenul ăla. A fost o sondă 6 Taslău. Deci vrem să vină avizul pe cum că prezintă siguranță zona. Pe la Petrom. Păi nu, îl întabulăm, ei au avut o sondă... Eu cred că nu există. Doamne consiliere, am înțeles. Mie îmi trebuie avizul Petromului că am siguranță pentru că sonda aia e abandonată legal. N-am cerut altceva. Șase taslău. Dacă a fost abandonat, automat și terenul trebuia să fie redat circuitului. Dar nu consiliere, domnul președinte, el am înțeles, favorabil, el răspunde. Am înțeles. S-a consemnat. Domnul consilier, am format o comisie și evaluăm toate suprafețele SRTV. Cu speța asta, da? Da. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc pentru unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării exercitării funcției de președinte club cu una cu jumătate din urmă de către doamna Lupoaie Andreea, numirea noului președinte și modificarea statutului nominal
de personal al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș, inițiator primatul Dorse Răzvan. Pentru postul vicepreședinte club, jumătate din urmă, a fost organizat concurs, iar domnul Alude Teofil a fost declarat admis la concursul de ocupare. Având în vedere atribuțiile Consiliului Local date din regulamentul de funcționare al ASS-ului, este necesară aprobarea încetării funcției doamnei Alupoaie și numirea domnului nou președinte, cu precizarea că se face și predarea primirea de gestiunii între cei doi. Doamna Alupoaie și-a dat demisia sau? Doamna Alupoaie este în concediu de maternitate. De cum? Am văzut pe aici. Pe 24 octombrie. Luni la cezăriană. Înainte de a muri omul în grupă, nu? De pe 24 octombrie. Da, dar... E vorba de certificatul medical, nu consilier. Da. Și da. Asta. O să credea omului destul. O să intre în concediu de creștere a copilului. Și după ce termină concediul, se întoarce înapoi sau nu mai dorește să mai nu mai dorește. Hotărârea Consiliului Local din numirea a doamnei Alupoaie a fost precizată clar că ocupă postul până la ocuparea lui prin concurs. Da. Pentru că dânsa este titular în cadrul AT-ului. Să vină ea sănătoasă și competentă. Să vină sănătoasă, dar a spus că nu mai dorește să mă ocupe postul respectiv, așa că supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, împreună anumitate de vot, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite imobililor din Comuna Zemeș, județul Bacău, inițiator primatul Dorse Răzvan. Cele două terenuri despre care s-au vorbit în ședințele anterioare, pe care le-am intabulat, pe strada Teiului, 16 și 18. De asemenea, o să completăm cu terenul ăsta de astăzi, pentru că nici ăsta nu are număr, o să fie la 152A, între... Da, pot să-mi vreau ceva? Da. Dacă tot sunt la nomenclator. Domnul de loc Corneliu avea o doleanță. De 4 ani de zile se schimb numărul la stradă. Au făcut numeroase adrese. Numele la stradă. Diferență între alocare din numele administrative și schimbare de numele mai multe pe care se face prin alte modalități. Așa mai avem o solicitare modalități. O persoană care nu are număr la casă. Asta numerele administrative se pot da fără acum numărul la stradă. Nu, deci schimbarea denumirii străzilor este o procedură mai amplă cu obținerea unei documentații foarte justificată. Am întrebat pentru că săracul domnul Gărlău Corneliu are și-o doreață asta și nu-i s-o îndeplinit. Plus, trebuie să vă gândiți la faptul că oamenii și-au făcut deja acte de identitate pe noile adrese și ca să schimbăm acum eu înțeleg că așa este, dar chiar de la început, domnul de loc Corneliu, dacă țineți minte, am venit în ședință de Consiliu și a propus. După ce s-au atribuit toate numerele. Deci atunci trebuia să fie schimbat. Nu, motivul tot ăsta a fost. Primarul s-a schimbat, dar oana a rămas. Tot de s-o ocupa și atunci. Nu se poate. Până s-o deja erau date peste tot oamenii și-au făcut acte. De asta s-au făcut aprobarea în 2012 și el a venit după vreo 2 ani. Am întrebat, asta a fost singura o veste. Dacă nu mai sunt probleme, supun la vot cine este pentru. Împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei Zemeș a sumei de 200 de lei pentru plata cheltuielilor de judecată conform sentinței civilii numărul 2162/2015 pronunțată de judecătoria Moinești, inițiator primatul Dorse Răzvan. Domnul Necula a făcut o contestație la o executare. A câștigat. Și suntem obligați să-i returnăm 200 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Bun, aici am o întrebare. Bine, a câștigat să luăm ce spune că nu s-a comunicat prin procedură legală, procesul verbal, ceea ce este în ședință? Detalii referitoare la procedura care s-a făcut pe executare trebuie să cereți de la compartimentul care s-a ocupat. Bun, dar dacă compartimentul care s-a ocupat face greșeli, ce obligație are Consiliul Local să plătească cheltuieli de judecată?
Eu așa cum zic, eu greșeam aici, că ceea ce spune, cu nimic s-a comunicat procesul verbal, unitatea administrativă teritorială se apără, că spune că s-o comunica legal, pe cine se crede? Cred judecătorul, nu? Nu, dar plătești unitatea administrativă și ea după aia se îndreaptă împotriva persoanei care vrea. Bun, dacă, menționați în procesul verbal. Dacă instanța a hotărât treaba asta... Menționați în procesul verbal că Consiliul Local este de acord, se îndreaptă către persoana care nu a făcut demersurile necesare, de a pus în situația ca unitatea administrativă teritorială să plătească. Păi mi se pare normal. Păi de să greșim și Consiliul Local aprobă. Dacă nu mai sunt comentarii, nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2016, inițiator primar Moise Răzvan. La rectificare avem așa, la capitolul sport, minus 11.000 de lei, sunt banii rămași la asistarea lucrărilor de la stadion. Ăștia 11.000 de lei merge în capitolul locuințe, la blocul de locuințe sociale. La învățământ, doamna contabilă a luat din alte conturi ca să poată să asigure 14.600 pachetele pentru elevi de Crăciun. La autorități publice avem 200 de lei sentința. La ordine publică se ia 1.100 de lei echipament și se dă 1.100 de lei la reparații mașină de la Poliția Comunitară. Și la protecție civilă se ia 700 de lei de la obiecte și se bagă pe protecție civilă. Asta este rectificarea de buget. Dacă vreți, stați un pic să vă spun și la pachete. 476 de elevi și preșcolari, ori 30 de lei pe pachet, 14.280 de lei. Aveți ceva comentarii pe marginea proiectului? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la ultimul punct. Probleme curente ce se supun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări, interpelări. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Dudău. Domnul... Domnul Munteanu. Doamna Cuțu. Cortul Ionela. Doamna Cuțu. Domnul Cuțu. Și eu. Da, dau cuvântul domnului Dudău Costel să pregătește domnul Dudău Romeu. O singură problemă aș avea în legătură cu blocul de gasolieri. Știu că am aprobat un regulament, niște criterii după care se dau locuințele, gasolieri. Acum tot vine o vreo 2-3 la mine că au zis că nu au fost la primărie aici așa, nu le dă garsonieră, au avut cereri pe când eram eu primar, că au fost în campanie, au fost în bine, prostii de astea, știi? Am înțeles că dosarul este o comisie, nu? Domnul primar. Vă răspund eu. Este o comisie care se dă într-o niște condițiile, nu ne întrunește, nu ne întrunește, nu? Corect. Adică lumea să știe treaba asta, nu că au venit la șeis că nu-i dai că... Mă susținu pe mine. No. Și treaba are una cu altă. Vă ți dau răspunsul. Din comisii face parte și doamna Carne. Lăsați să se ridice problema. Doamne, eu am spus și... Vreți să vă dau și exemplu. Cineva au favorizat sau defavorizat. Eu răspunsul ăsta le-am dat. Doamne, să dăm baza la la un regulament. Dacă se încadrează în condițiile cerute... Îl întruniți, nu multă sănătate, nu că vă apucați acum de scos bărfi și alte prostii. Nu, astăzi comisia s-a întrunit. S-au depus 29 de... S-au depus 29 de dosare. Noi le-am numerotat, le-am luat ca și număr. Abia luni la ora 12 și marți trecem la verificarea fiecărui dosar și dat punctajul fiecăruia.
Eu nu sunt... Da, deci 29 și cu... Au mai venit una, 30 de dosare sunt depuse până acum. Oamenii s-au încadrat. Ori n-au venit urii... Domnul primar, dar să vă întreba lor. Asta era intervin, mă scuzați. Au fost trimis în științare la cei care au depus. La toți. Ok, aici ca să luăm de la început. Deci au fost depuși în științări la fiecare. La ora actuală s-au depus 29 de dosare. Deci nu au venit să depună dosare. Problema întrunește? Nu. Nu-i mai interesat. Prima dată a venit cu științarea ca să se prezinte pe baza cererii. Și s-a dat o listă ca să depună dosarul. Și pe orice ei ajung la concluzia și nu întrunesc. Și trebuie să conțină dosarul. Da. Sunt cereri de acum 4 ani de zile, de acum 3 ani de zile. Da, păi să domnule... I-am dat curs tuturor celor, deci nu au fost omis nimeni. Nu trebuie să aibă amestru, trebuie să... Dar sunt și cu amestru, m-am mai uitat de pe dosarul. Dacă vă depuneți dosarul și întruniți condițiile care s-au aprobat, bă, da, n-are cum să nu vă deacă, nu le ia el, n-are ce să facă. Dar el sunt dosarul. La sonieră. Cu 13 milioane datorii și atunci am depus. Sunt ăștia care vorbesc așa. Da. Nu știu, vă sunt depun dosarul, singurul mai mult verifice, nu? Eu atâta. Nu, deci sunt 30 de dosare depuse, nu s-au început verificarea, luni și marți se fac verificarea dosarelor pe bază de punctaj. Dar la vinere, vă mulțumesc. Normal. Domnul Delau Romeo, o să pregătește domnul Muntianu Gheorghe. Nu știu cum să procedăm cu containerele astea de gunoi, chiar astăzi m-am confruntat cu o problemă, nu din rea voință, dar haideți să rugăm cetățenii din zonă sau nu știu cum să facem, să aducem la cunoștință de a nu mai arunca cenușa care o scoate din sobă. Nu mai sunt containerele alea cu capacii de tablă, chiar dacă mai lua foc, așa distruge capacul la container, chiar în zona gazelor, asta s-a întâmplat. A doua problemă. În legătură cu iluminatul public, din sărbătorile și astea, avem pe strada Taslăului numărul 8, domnul viceprimar, înlocuit un bec, în dreptul locuinței Viorel Anton, chiar în curbă, zona locuinței Cantea, mai e sigur de la Valea de 901, unii sonda, chiar sonda, marginea drumului, și la doamna Maria, dar nu știu cum e ce numele de familie, la... Baston. Nu, pe dumneavoastră acolo. Cantea. Era soate mai mare doare la... A, la Anton Maria? Da. Nu, la Anton Viorel. Chiar în curbă, la Petrosul. Da, da, acolo da. Este becul. Dar cum îi spune lui doamna Maria care stă în Budacă și Munteanu acolo la Matale de Vale? Care are cu grădina acum. Drept la soate, la Tudorianu, zi mai la Vale de Tudorianu. Da, Neghina, o cheamă. Ei, și la... Dar ea, așa îi spune Poreta, dar... În păi asta am întrebat cum o cheamă, să-i spun domnul viceprimar, locația. Anton Maria. Deci asta am vrut să spun locația. Anton Maria, domnul. Anton Maria, așa. Atât, vă mulțumesc. Toate ce-ați ridicat dumneavoastră sunt puse pe noturi constatate. Da, păi nu. Lucrările vor fi efectuate pe Zemeș, Molătău, Pietrosul, Moldăzău, într-o anumită zi în lună. Nu în fiecare zi când vrea cineva. Exact. Ar fi bine stabilit o... Da, trebuie să am stabilit-o deja. Deja da. Pentru că nu se poate să le iau pe om de la o lucrare, electricianul. Da, e să mut, că trebuie să mute un bec undeva. Să schimbe schimb în fiecare zi câte un bec. Câte un bec, da. Dacă ați observat, cam peste tot se lucrează cu electricianul. Așa, și am uitat să mai întreb în legătură cu crucea, dacă s-a... Că n-ați aprobat în ședința. Nu, crucea de la Petrosul. Am cerut, dacă... E proprietate privată. Ne-am interesat. Deci proprietate privată. Proprietarul să ne... Donez eu, serem. Am înțeles. Vă mulțumesc. Da, ai cuvântul domnul Munteanu Gheorghe. E zeme și este necesar o mașină de palat. Nu știu, trebuie un pic pe drumul celălalt, că este deci, în zona la poștăriță. Deci, pe zeme. Tabacar, de la port. La tabacar, la port. Mai pot să scoată și ei câte o roabă din palastru, sau pun acolo mai îndrept. O să pun, fac datoria... Dar mai pot și oamenii, că oamenii s-au învățat să-i arăt din câți gropi în asfalt. Eu am fac datorii. Domnul viceprimar, se lucrează și pe Molătău și la Bucoașe. Adică nu că nu vrea. Iluminatul la Martei bate la unul în curte, nu bate așa. Ori mai punem o lampă, ori... Nu mai punem domnule. Ori îndreptată către stradă. Ori mutăm curtea. Hai să vă spun care e treaba cu lampa aia. Deci, am văzut lampa aia. Ea este îndreptată pe uliță, dar bate mai mult spre pârjos, spre spătar. Matei vrea și el în curte.
Deci mie mi se dat la cunoștință. Fiecare curtea lui știți cum o să avem un pic iluminat stradal, o să avem iluminat altă problemă cu gospodării, dacă ne luăm așa. Eu sunt dator să le spun. Nu trebuie problemă. Țineți în braț așa, știți cum e, nu vrem să fie rău. Altă problemă, mergând pe jos către stadion, încolo mai sus, am văzut o zonă unde chiar e pericol pentru mașini. Deci este un culoar de conducte. Acolo trebuie o balustradă. Cum ați făcut pe jos, pe acolo? Mai trebuie făcut un efort, făcut o balustradă. Dar la zonă mai exact, ca să știm și noi să ne... Fost arampă. E la arampă. Este foarte periculos pentru unul care nu cunoaște zona. Dar nu, pentru noi că noi... Unde a fost rampa veche, da. Este la câțiva metri, este un podeț. Ei, și în dreapta, cum venim dinspre Bolătău, acolo e... Da. Da, e un culoar mult. Ce ați nevoie să-l facă? Și altă problemă ce mă frământă pe mine de ani de zile, terenul din colonie. Eu dacă aș mai candida încă 2-3 mandate, niciunul nu m-a mai vota. Pentru că eu n-am făcut nimic din colonie. Terenul este a OMV-ului, nicio... Haideți să vă spun ceva. I-am răspuns și domnului consilier de loc. Am format o comisie în care face parte și domnul președinte comisiei, este domnul viceprimar, și identificăm toate suprafețele de teren care sunt ale Petromului. O comisie mixtă, din care să facă parte și cineva, un reprezentant al Petromului. Deci, am demarat. Deci au venit și de la București, la OMV-ul. Și astăzi am vorbit cu cineva. Doamna Iescu am vorbit și în speță ni dă o să ni dea, o să ni pun la dispoziție. Nu l-au în capitalul social. Până nu-l treci ei în capitalul social. Dar să ai loc cu dezmerarea capitalului social. Astăzi, chiar astăzi am vorbit cu doamna Iescu. Da, cu sunt pur și ei de... Da. După ce treci în capitalul social, după aia faci, schimb. Discuția a fost în felul următor cu domnul director. Am zis, dacă dânsii nu sunt în stare să îngrijească drumurile care le au intabulate, să ne preda nouă. Că nici măcar nu putem accesa fonduri pentru el. Păi nu se poate, dar nu ești obiectat? Nu pot. Și ești de la comună? Da, o să ne dea nouă. Bun, dar... Sunt capete de drumuri, capete de ulițe, capete de străzi... Cum ești așa de la popoașă, sigur că da. Acas de nu se dă, măcar să-i obligăm pe ăștia de la OMV, o să... Toată dar și așa nu plătesc, nu pot să ia, ce plătesc, nu plătesc nimic pentru că... Nici pe noi nu-i lasă, nici... Ce interesau să investească acolo, au fost unde ceva? Da, dacă nu se dea nou, să investim noi, să punem acolo. Dar nu e atât de ușor de convins, asta e partea noastră. Știți? Păi că ei nu mai... nu plătesc. Nu convenim să facem schimb de terenuri. Trebuie rezolvat ceva. Ei să le dăm la schimb, să ne dea terenul, să le dăm la schimb. Care e un disondă pe care noi încasăm bani. Deci urmea să ne tăiem... Deci în colonia aia nu s-a făcut nimic niciodată. O să facă domnul Munteanu, o să vedeți. Până nu se vede domnul cu terenul, n-ar și să facă neapărat. Știu, știu că n-ar. Dar asta e ce? Domnul Vici... Un pic. Domnul Vici, fiind în opoziție, eu sunt în opoziție. Nu mai vorbiți de opoziție, că nu am nu, dar nu, că nu-i politic, nu-i politic. Dar vă spun așa, eu sunt prieten cu dânsul, așa. El îmi spunea mie, nu există, domnule, terenul este a... A nostru. Nu există tot să așa. Verifică, nu, putem să-l luăm. Și că poate să ia. Eu i-am dat mână liberului domnul Vici să ia terenul. Și dacă facem treaba asta, ce faceți? Eu dau din băut. I-ați dat mână liberului ce se întâmplă. Și dacă rezolvăm cazul ăsta, ce faci? Ne invităm la un gradat. Domnul Munteanu. Din buzunar. Din buzunar, mergem la un gradat noi împreună. Nu, nu, toți. Mergem la poți. Toți? Da, toți. Tu te-ai bătut cu mine? Dar nu contează, îți bate de acum. Nu aveți probleme? Nu, avem. Vă mulțumesc că ai cuvântul doamna Vârțu Ionela. Da, am să încerc să fiu foarte scurtă. Pregătește-mi obițoi. Nu, pe zona Bolătău. Avem nevoie de un bec la familia Ardeleanu sus, acolo aproape de tabără, când ieși și mergeți cu... Așa. La familia Galin, peste drum de grădinița 1, este o doamnă în vârstă, stă singură. Dacă putem ajuta cu accesul în curte, este ulița foarte, foarte răurată. Nu poate intra cu căruță de lemne și singură. Da, cum îi spune mai precis? Poftim? Cum îi spune mai precis? Galin Maria. Maria. Vis-a-vis de grădinița 1, Bolătău. Da. O altă problemă în viitor, când vor fi vănuți niște parapuzapezi pentru căminul de la Bolătău,
să nu mai cadă pe aleea școlii unde trec copiii. Da. Și o problemă foarte importantă, transportul în comun. Sunt copii care vin pe jos seara de la școală. Iar dimineața, știm, până la mine, sunt deja 40 de copii. Licitația se mai face peste 2 ani, înțeles. Și are loc la Consiliul Județean. Noi nici măcar nu suntem băgați în seama, nu știu de ce. O să fac o adresă, cum am mai făcut. În speț am făcut adresă și cu clădirea de la vechiul spital, de la Petrov, care se degradează cu fiecare zi, care trece, da. Ieri a venit o comisie de la Consiliul Județean să le-o predăm. Clădirea? Da. Pentru că, păi, dar ce n-ai vrea să facem cu ea? Nu poți investi în ea și ești obligat prin contract, și ești obligat prin contract să o întreții. Asta generează costuri și nu știu dacă ne permitem să întreținem o clădire care nu ne folosește cu nimic. Eu am cerut-o cu scopul de să fac un azil de bătrâne. Dar nu v-o dat-o. Și când am vrut să accesăm fonduri, să facem proiect, dacă nu ești proprietar... Bă, hai, nu v-ați zis de la ce. Trebuie luat în calcul, bă, este proprietatea mea, da, să pot investi pe ea, nu poți. Acum am zis să vedem... Domnul a răspuns în 2017, poate să o predea la urmă. Primării. De tot. Nu se amortizează lucrările care au fost făcute în ea. Nu ne-o dă niciodată, că am vorbit ieri. Așa a fost, a fost foarte tranșant. Am zis, dacă vreți să ne-o dați, dați-ne-o nouă. Dacă nu, luați-o din tot. Și nu putem să-l vădăm. Nu, luați-o și la revedere. Mai aveți probleme, doamnă consilier? Cei de la firma de transport, n-ați putea măcar dimineața și la 3 să spuneți un autobuz? O să avem o discuție. O să formulez o adresă la Consiliul Județean să ne bagi în seamă că totuși este drumul nostru. Ei fac licitația la Consiliul Județean, dar o fac pe drumul nostru. Mai duminica nu avem deloc. Știu, știu că s-o duc la cunoștință. S-o duc la cunoștință. Licitația trebuie să facă aici. Păi nu, nu s-o fac niciodată aici. Păi nu s-o știu când aveam drumul, dar acum dacă avem... Dacă avem drumul acum? Drumul avem de 4 ani, ce mai bani. O să facem presiuni, o să le trimitem adresă în fiecare lună până ne bagă ceva de seamă. Dar nu numai asta e problema, să știți, problema mai e că dimineața sunt foarte încărcate. Ați văzut câte accidente sunt în la televizor. Sunt încărcate, ele sunt uzate fizic și prav, sunt depășite. Trebuie să facă ei, le face. Păi dimineața la 6:30 ajung la grădinița unde deja au grădiniță. Nu e problema noastră. Nu i-am mai chemat în față, pe Cristi. Da, l-ați chemat degeaba, știți ce s-a întâmplat când l-ați chemat pe Cristi. L-ați folosit când v-ați avut nevoie și ați ajuns să faceți compromisul. Eu nu vreau să fac așa ceva. Dar nu compromisul, eu să-și respecti grav. S-a făcut niște compromisul. Nu vreau să discutăm în ședință acum. S-a făcut compromisul cu firma de transport. Știți foarte bine. Atunci cum vă explicați că un anumit personal avea abonament, cum vă explicați? Cine? Un anumit tip de personal din cadrul AT-ului avea abonament? Care lucrau la niște elevi erau care... Nu elevi, nu aveau... Vorbim niște persoane angajate de noastre. Da? Hai, închide subiect. Mai aveți, doamna consilier, probleme? Are cuvântul domnul Gogescu, să pregătește domnul Tudorescu. Problema este cu drumul de la biserică până la Trăință. Este, curge apa, vine din mal de la sonda 222 tazdă și curge de drum. Și vine și îngheață și se face... Nu am excavat odată acolo? Nu, nu. Mai de la pod, chiar la Trăință. La Trăință. De la pasarelă spre... De la pasarelă, nu. De la pod, de la unii Trăința. Da. Drumul spre biserică. Da. E sonda pe partea asta, numai 2. La sondă, 10 metri, vine apa din pități și o curge toată pe inversant. Acolo a fugit și terenul. Da, acolo e fugitură, domnul consilier. Este alunecare de teren. Dar nu aveți conducte, domnul Andrei, că drumul nu are conducte acolo. Nu e fugit în poziția la sondă. Nu are conducte acolo? Stați să vă explic. Zona la sondă deasupra, este alunecarea, nu sunt conducte acolo. E alunecare deasupra unui pățul. Eu știu că sunt niște conducte acolo. Nu, stați. E sonda, e poziția sondei. Da. Dalate, da. Și vine apa de pe râpă, pe dalate și acolo, acolo a fost alunecare. S-a luat cu bun de excavatorul, cu bastraga. S-a luat din son, de fin. S-a luat din mal, din proprietatea omului de acolo. Cu acolo și apa curge și dacă ar fi un șans făcut, că e canal, e din canal, la 10 metri de canal. În partea tot, în partea Amonde, este. În Amonde, da. În spate. Nu, acolo, aici. Cam acolo mereu să nu, dacă ar fi chiar la drum aici, stradul făcut, marginea drumului șanțu, că e canalizarea și vine apa și după ce vine poziția sondă. După ce vine mal la deal. Acolo ce se face? Cum?
nu știu, dacă bagi un burlan, nici nu știu. Mic, un șans mic, adică să fii, să scuci pe canalizare. Nu, de acolo, de acolo de unde spui matata în consilier, apa o ia către pod și botezi sub pod, unde trece alea cu gabarit mai mare, trece pe dedesubt. Asta arată trece deasupra. Altă problemă. Mai este cu drumul de la Turiatcă la Iboziat. Curge apa pe drum, vine până la 2.50 apa la bare. Drumul din curbă de la Turiatcă până la Epola, ia pe drum. Trebuie sesizat pe drum, să facă șanțul sau... De la Turiatcă. Domnul Anton, nu trează, vreau să-l la Matei. Până la... Nu trează, ia notiți. Până la el sus. Domnul... La Petrov, am făcut noi proiect acolo și am făcut mai sus iar cu OEM-ul. Din curbă, acolo iar OEM-ul. Trebuie sesizat la OEM-ul. Altă problemă. Trebuie pe ulița de la Nicola până la Ghița Lupir, la sus, nu are lumină deloc. Din tuneric are și copii pe acolo, are și probleme. Domnul, aici s-o depăsa personal, știi? Zona? Am văzut soluția. Când avem bani, facem tot posibil. Mai e o problemuță, nu? Nu da, ce? Și mai este o problemă. Sunt persoane care solicită și care nu... Nu își achită la datorii, la primărie, știți? De cerut, toată lumea cere, știți? Nu, dacă nu e vorba de persoanele în cauză, știți? Așa de solicită. Achită, avem bani. Sunt datorii, știți? Da, corect. Sunt și datorii, datorii cetățenești care trebuiesc... Onorat. Onorat, așa e corect. Și altă problemă, cu podul ăsta la Prăvăzesc, cu betonul ăla de sub și cu ape românii, chiar nu se poate interveni să vii să facă ceva la el, la Proja. Am uitat asta. La pod, la Prăvăzesc, nu ca atent de beton. Nu putem să sesizăm la ei, să mergem, să mai vorbim, poate, și cu și din diguirea aceea, poate până la urmă ar da ceva să facă Proja. Nu-i mai mult o cheltuială și o diguire decât să scadă pe în jos. Miramăș, mi-aș dori să dăm. De căzut care pe în jos? Da ceva, domnul, nu dă un patru ani de zile apele române? E sfat. Noi, au făcut proiectul ăsta pentru regularizare și s-a văzut că nu mai miște nimic. Nu miște, nici nu o să miște nimic. Noi când am fost la început, în prima lună ne-am dus personal. Am făcut, ne-am dus memoriu și la mâna personal. Și s-a spus din capul locului, că nu sunt bani oameni. Păi dar le rămân bani acum 29 de miliarde. Noi dorim să vă ajutăm, cum să nu, dar toată nu avem bani. Dar le rămân acum 29 de miliarde la guvern, de ce nu îmi dă? Nu știu, o să dea curs solicitărilor care au fost. Jos. Noi îi facem datoria și o să îi trimitem în continuare. Poate. Să fim perseverenți. Da. Atât, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul consilier. Are cuvântul domnul Prodoce Răzvan? Da. E o problemuță pe care nu mi-aș fi dorit să o aduc în ședința de consiliu, dar n-am avut încotro. Îmi pare rău că în astea 5 luni de zile, o parte din noi n-am înțeles că rolul nostru aici, în consiliul local, este să facem politică. Am zis că rolul nostru este să ne mobilizăm și să facem ceva constructiv pentru comunitate. Pare rău că am ajuns să implicăm biserica în politică. Nu-i bine, nu-mi se pare corect. După cum majoritatea mea, să știți, printre celebra pagină de Facebook a domnului consilier Dudău, la întâlnirea care a avut loc la motelul Zemeș, au participat și preotul nostru, Părintele Grigore. Calitate de cetățean, a pomului. Da, asta n-ar fi deranjat pe nimeni, stai să vă spun. Și așa am concluzionat. Bă, zic, nu, n-ar fi o problemă. Dacă duminică, la slujbă, deci în timpul slujbei de duminică, dacă părintele nostru, dacă preotul nostru Grigore, n-ar fi făcut campanie electorală alături de dumneavoastră, deci, domnul consilier. Stați să vă spun ceva. Și alături de domnul deputat Smaranache, și n-ar fi trebuit să sugerez oamenilor să voteze PSD-ul. Discutați cu el.
Am vorbit cu... Lucas, vă rog frumos, stați liniștit. Eu m-am înscris la cuvânt. Dar n-am vorbit de dumneavoastră, am vorbit de preot. Asta era ideea. Am vorbit de preot. Nu trebuia să fac lucrul ăsta. Dar nu mă întrerupeți. Rugămintea mea să vă înscriți la cuvânt și după asta, dacă vreți, vorbiți. Să-mi dați replica. Acum am lăsat să spun ce am de spus. Deci nu este legal, în primul rând, nu este moral și nu este ortodox ca preotul să facă politică în biserică. Vedeți-mă. Îmi pare rău că oamenii ăștia n-au înțeles că biserica nu este a lor, da? Deci nu este biserica nici a preotului, nici a primarului, nici a viceprimarului, nici a deputatului, este biserica noastră a tuturor. Este un lăcaș sfânt, este locul în care noi mergem să ne rugăm. Cine a greșit aici? În locul, dați-mi un pic, am zis. Este locul în care mergem să ne spovedim și să ne luminăm mintea și sufletul. Deci nu are ce căuta politica acolo. Eu și domnul Farandache am mers la slujbă, am participat la slujbă, n-am ținut niciun discurs. N-a ținut dumneavoastră. Absolut nimic. Preotul a ținut un discurs în numele dumneavoastră. E clar. În numele meu? În dumneavoastră, fiul satului. Culmea că, Doamne iartă-mă, nici măcar nu locuiți în zeme, nu sunteți fiul satului. Dar asta e, v-ați născut, asta e altă treabă. Dar nu exact așa s-a exprimat. Cum? În sfârșit. Și în altă ordine idei, dacă, dacă în ăștia 4 ani de zile dumneavoastră ați fi făcut, ați fi onorat măcar jumătate din promisiunile pe care le-ați făcut, nu mai era nevoie să mergeți acum cu minoaga din poartă în poartă și să cerșiți voturile oamenilor. Să știți că voturile astea ar fi venit de la sine. Deci nu-i nevoie... Nu-i treaba. Oamenii săraci nu știu ce să mai voteze. I-ați năucit de tot. Credeți-mă, pe mine m-au întrebat, oamenii pe stradă și au zis, domnul primar, cu cine votăm? Știți cum le-a răspuns? Votați cu cine considerați. Informați-vă. Și votați cu cine considerați noastră. Nu mai mergeți din poartă în poartă, că nu-i creștine și nu-i normal. Și dezinformați oamenii sau îi informați greșit. Da? Dacă l-ați mers din poartă în poartă, lăsați-i în pace. Informat? Asta este cu totul și cu totul altă campanie. Nu are rost să vă implicați, sincer. Nu-i tot campanie electorală. Nu știu ce calitate. Haideți să vă spun ceva. Nu știu, vă spală creierul. Eu cred că ar fi bine să... Să ne unim forțele și facem ceva constructiv. Ați mers în campanie din poartă în poartă, vă spăla creierul cineva? Asta nu confundați campaniile electorale. Nu confundați campania. Nu confundați campania locală. Are o treabă foarte importantă, să știți. Are. Că dacă ai ajuns să faci politică în biserică, nu-i bine, frate. Dar nu vă este politică în biserică. Faptul că preotul... Și aia nu-i politică, frate. Dar întreabă-l pe preot. Cine l-a pus să vorbească cineva? Eu nu sunt un discurs, domnul Spalandache a lucrat pe Spalea Zemeș. Și dumneavoastră spuneți mie că preotul a venit neinvitat la, la ședința de la... Nu fi invitat, treaba lui. Deci nu, săracul a venit cu japa, nu? Și întrebați-vă. V-ați spălat pe mâine. Știți ce e jenat? Ultima dată a fost la biserică înainte de alegerile la primare. Acum vin la biserică înainte de alegerile parlamentare. Eu mi-aș dori să mergem și duminica asta la biserică și cealaltă și o fiecare duminică. Adică nu-ți mai amintesc de biserică după alegeri. Așa ar fi corect. Așa ar fi corect. Credeți dumneavoastră. Și vreau să vă spun, așa ar fi corect să mergeți. De o vârstă așa e corect. Să vă duceți la biserică. Să aveți grijă de nepoți. Să vă uiteți de treburile noastre. Nu să veniți aici și să vrăjbiți lumea. Așa. S-a înscris la vot domnul primar, domnul Dudou i-a răspuns la ce nu i-a convenit. Trebuie să fim vorba aia, să dăm dovadă că suntem oameni serioși. Chiar vă rog foarte mult, nu mai intervine. Dar nu suntem toți, asta e problema. Cam atât, cam atât. Da, în păcate, așa stau lucrurile și nu-i bine, da? Eu o să am câteva probleme de ridicat. Am vorbit cu fostul dumneavoastră cu mine, nu-i cazul, cred că să mai fac un proiect privind decolmatarea pârâului acolo la Buriană Ion. Să vă dau un răspuns. Dumneavoastră a spus că a mai fost decolmatat anul trecut sau cu 2 ani. Nu. Deci ăla n-a fost decolmatat niciodată. Niciodată. Când am spus eu treaba asta? Deci așa am înțeles. Nu, dacă ați înțeles, ați înțeles. Rădăcinile urmă o fac. Nu, ați vorbit, era vorba de supraversarea de la Baston. Supraversare. Nu? Parcă așa ține o mintic, mi-a zis, mi-a fost zis. Matale mi-a zis mie că cândva ne-a făcut vreo câțiva ani s-au decolmatat subul ăla. Da. În interiorul cumului să rădăcini curoase.
Ai văzut când vine apă după drumul lucru, când n-are nicio fel de zile. Toate vine și acolo. Nu a fost decolmatat niciodată. Bine, noi am demarat. Eu v-am spus de care este situația. Dar acolo, la Buriană, nu a fost decolmatat niciodată și nici nu o să aibă pe unde să intre pe deal, să facem o deviație a părăului respectiv. De acolo nu are unde să ducă părăul ăla, către Uian, către Zemeș, către Pietroșu, încolo, drumul este în pantă, iar către fostul primar de la deal de drum acolo, e un încălzitor care încălzește țițeiul pentru conducte și pe dedesubt de a făcut drum acolo, dar n-a făcut șansă nici cât un pic, n-are șansă. Și toată apa care vine de pe deal, de pe versant, se duce la oameni în grădină, în curte. Părâul acolo nu este. Dacă era părâul acolo, era o variantă mai simplă. Adică îl dirijam de acolo, din căminul unde se duce el și vine la Buriană, îl dirijam să ducă către părâul, către primar, că acolo are canalizare până la Tazlău. Deci cam în pantă la deal? E în pantă, în partea dinspre Modârzău. Către primar încoace, e la vară. Dar dacă nu-i făcut șanță, n-ai ce face. Domnule, și părâul ăla de când de acolo? De când mă știu eu. Dar să nu uităm, că eu sunt mai bătrân ca dumneavoastră toți, acolo a fost iaz de pește, a omului. Și dacă iazul ăla a secat, pârâul trece tot pe acolo, că ăla e iazul, pârâul care alimenta iazul de pește al Buriană. Și de acolo vine de vale către stație și o ia la oameni, până la Drălău Valentina, o ia acolo, de acolo ies în Tazlăoare, canalizare făcută. Am trecut iarăși pe sector pe acolo, în zona Prohozescu, prin zona Zota pe acolo. Și iar mi-a spus problema, situația toatezării sau când cumva. S-a dus frunza de acum, s-a dus tot, se vede destul de clar și foarte aplicați către casele oamenilor. Dacă picum sau când de ala, îi face praf casa lui Prohozescu și care mai la vale acolo, așa, pe drumul ăla. Deci trebuie neapărat toaletarea sau cânduri de la locuința a lupii. Acolo și trebuie, acum să crești, trebuie să-i taie din timp. Eu acum, n-am mai vorbit cu ei, ca acum, să-i taie sau nu-i taie. Toți în cap, mașele îți bași, ei pe o parte le-am dat de toate și lor. Că dacă nu-i lăsa să crească, să mai țină râpa aia acolo la vale, vine râpa aia la vale. Alupii Hirea a fost anunțat despre Salcâmea, el s-a angajat cu să-i taie, de vreo două luni de zi. Deci să amintă... Sunt curte, să fie proprietate. Astăzi am întâmpinat o problemă. Foarte bine, proprietate. Foarte bine. Dar să facem o adresă și să... Păi vedeam cum facem, domnul primar, că nu e o cheltuială atât de mare, câte patru scânduri sau... Cred că le dă domnul consilier de acolo, nu? Chiar ca să-l iau legătura cu matalic. Facem atât o pomană, domnule. De acolo iau oamenii apă. Deci trebuie stâlpii aia de fier, că e niște burlane urât. Îmbrăcate în patru scânduri frumos. Unde? La ciușmeaua de pe Canș. Ciușmeaua de unde ia lumea apă de acolo. Facem altceva, domnul. Poftim? Facem altceva. Facem frumos, facem și o leacă tavanul ăla ca acolo, făcut un pic cu scândul. Este pregătit. Dacă e pregătit, eu chiar sunt foarte încântat. Se rezolvă altfel. Nu, n-am spus că trebuie cârpită, am spus că să facem într-un fel ca să semene un loc de unde ia lumea apă. Apă potabilă, că e cam singura ciușmea acolo, de unde se mai poate bea apă. Da. E gata? Da, vă mulțumesc. Considerăm. Ne mai având probleme, eu vă mulțumesc pentru participare și îi doresc succes viitorului președinte care va fi ales. În ordine alfabetică. Cristian, urmează. Cum nu? Domnul